Chiar și fratele meu și un verișor de gradul al doilea au trecut pe lângă mine, neștiind că sunt eu la pământ, eu eram în iarbă, creierii mei erau lângă mine în iarbă, mi-au recunoscut doar hainele și atunci el le-a zis celorlalți că sunt eu de fapt. Aveam fragmente de oase, lentile, iarbă și noroi în creier. După operație, medicul a ieșit și a zis că dacă eram într-o țară mai bine dezvoltată medical, America, Germania sau Belgia, eram operat la fel. Operația a fost succes 100%, șansă să le spun alor mei 0,0001, să le spună, au zis că i-ar minți. Au zis că n-am nicio șansă să supraviețuiesc, iar în decurs de 30 de minute, maxim o oră, și voi deceda. Și mi-au zis ai mei ulterior că pur și simplu i-a trimis să pregătească mormântarea. Eu mă întreb, acum văzându-te aici și tu fiind aici, și opinia chirurgului nu se potrivesc. Deci așa medicul este, spunând asta, chirurgul, și tu fiind aici. Dragilor, bun găsit la o nouă emisiune, podcast Lucruri Noi, care se va transmite la postul TV Alfa și Omega și pe canalele media ale Bisericii Betania din Dublin. Azi vom vorbi despre cum este să treci printr-un accident care te bagă în comă, o operație pe creier și o situație în care doctorul să-ți spună că vei muri și te întreb dacă mai există o șansă după o astfel de experiență. Îl am cu mine astăzi ca invitat pe Ovidiu Țirtea. Bună, Ovidiu! Bună, Paul! Mulțumesc de invitație! Câteva cuvinte despre Ovidiu. Ovidiu s-a născut într-o familie de credincioși penticostali, a crescut în biserică, ca meserie este inginer IT, este căsătorit de 2 ani. Felicitări, Ovidiu! Mulțumesc! Nunta și facultatea le-ai făcut după accident. Așa este. Și dacă există șansă, și după experiențe, vom afla asta, dacă există șansă, chiar și după experiențe care te duc aproape de moarte. Și nu sunt cuvinte mari astea care le folosesc și vom afla pe parcurs. Ovidiu, te rog să ne povestești puțin despre accidentul care te-a băgat în comă și ulterior a cauzat ca să fii operat pe creier și a dus mai apoi ca medicul să spună că vei muri și nu mai sunt șanse pentru tine. Dacă ne poți explica în câteva cuvinte experiența asta. Am fost într-o tabără creștină, Hristos pentru România, organizată de Școala Biblică Hristos pentru România din Cluj. Tabăra a fost în 2017, în urmă cu 6 ani. Am fost doar seara la programul de seară, nu eram participanți în tabără, am fost doar la un program. În clipe foarte scurte, pot să zic maxim 2-3 minute, s-a făcut întuneric. Norii din culoare albă au devenit cenușii, chiar negri, pot să zic. A început o ploaie de gheață, a început să plouă foarte tare. Nu se mai vedeau mașinile în parcare și împreună cu tinerii care eram în tabără, cu tinerii din biserica noastră, i-am ajutat să meargă la mașini, fiindcă aveam și fete cu noi și se descurcau mai greu. Mulțumit fiind că am ajuns cu toții la mașini, am fost chemat de organizatori, de câțiva dintre tineri, ca să-i ajut să ținem stâlpii cei mai mari cortului mare, că pe lângă corturile mici ale participanților, care erau deja pe sus, erau în aer, a început să se miște și cel mare, unde se ținea programul taberei. Pot să zic că doar am atins stâlpul, pe care trebuia să-l țin eu cu încă vreo 5-6 tineri, iar al doilea stâlp, care îl țineau alți tineri, alt grup de tineri, a căzut peste noi, mai precis peste mine. Tot ce am apucat să fac a fost să bag mâna în față din reflex. Am văzut stâlpul poate la maxim 2 metri în fața mea, poate 1 metru. Și de acolo încolo am fost în comă, adică lovitura a fost aproape fatală.
lobii frontale ai creierului erau făcuți plăcintă, din câte am înțeles, și după spusele medicilor, ulterior, după ce mi-am revenit în spital. Dar am ajuns... Bun, Ovidiu, înțeleg că e o situație foarte delicată și poate e greu să-ți reamintești toate lucrurile astea și nu e ușor, cred că, nici de povestit și tu îți alegi cuvintele și e greu și mie mi-e greu să înțeleg situația asta, că n-am trecut prin ea, foarte puțin o trecut prin așa ceva și atunci oamenilor e foarte greu să înțeleagă, deci așa ca un fir al întâmplărilor, deci te-a lovit stâlpul respectiv, a intrat în coma atunci pe loc, tu nu ți-ai mai amintit de acolo încolo sau cum? Nu mi-am amintit până mi-am deschis ochii în spital, asta fiind după o săptămână jumătate, pot să zic, cât am fost în spital. Bun, și hai să explicăm un pic privitorilor, deci că important oamenii să înțeleagă ce s-a întâmplat în detaliu, ca să înțeleagă gravitatea situației și ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Bun, te-a lovit stâlpul ăsta, ai intrat în comă, nu ți-ai mai amintit după aia până ai ajuns la spital, etc. Hai să povestim un pic ce s-a întâmplat. Te-au văzut alții acolo fiind pe jos. Deci am ajuns în punctul că stâlpul te-a lovit în cap. Da. Da? Da. A fost așa o situație grafică acolo, mă gândesc, adică nici poate din spusele altora, alții probabil că au văzut ce s-a întâmplat acolo, au fost prieteni cu tine care te-ar fi văzut atunci, sau poți să povestești un pic? Da, cum ziceam, tinerii de la noi de la biserică erau în mașini, dar ploaia s-a oprit, au ieșit să vadă pagubele produse de furtună. Chiar și fratele meu și un verișor de gradul al doilea au trecut pe lângă mine, neștiind că sunt eu la pământ. Eu eram în iarbă, creierii mei erau lângă mine în iarbă, adică erau în afara capului. Deci, într-așa o situație a ajuns că cei cunoscuți ție, care te cunoșteau, nu m-au recunoscut. Se uitau la tine sau era cineva pe jos și pur și simplu erai de nerecunoscut? Da, exact. Chiar fratele meu, în urmă cu ceva timp, adică destul de recent, îmi povestea, tu chiar erai tot roșu, erai spart la față, erai tot sânge, eu nu te-am recunoscut. Mi-au recunoscut doar hainele și atunci el le-a zis celorlalți că sunt eu, de fapt. Ok. E o situație foarte dificilă, chiar de povesti lucrurile astea. Eu mă întreb puțin, știi, să fii într-o situație, deci să intri în comă, probabil între viață și moarte, sau oamenii cunoscuți să nu te mai recunoască, tu să nu-ți mai amintești nimic de acolo încolo, pe perioada respectivă. Bun, deci au venit tinerii ăștia, nu te-au recunoscut și ce s-a întâmplat după aia? După, am înțeles că am stat destul de mult în tabără, fiind zmurdul de față, undeva la aproape 2 ore, până, cred că m-au stabilizat sau, mă rog, nu știu care sunt procedurile medicale. Apoi am fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Oradea. Între timp, fratele meu era în centrul orașului, aștepta să ca verișorul nostru, de care ziceam, să aducă mașina în centru și el să o ia de acolo. Dar scuze că te întrerup, deci verișorul și prietenii ăștia tăi nu te-au recunoscut, s-au întrebat un pic, unde e Ovidiu, ce s-a întâmplat cu el, în tabără, nu în tabără, au fost la cort, care a fost situația cu ei? Ei erau în mașină, ploua cu gheață, iar acest verișor a avut curajul să iasă, să mă caute, fiindcă știa, Ovidiu e cel mai în vârstă, ar trebui să fie aici, ceva s-a întâmplat dacă el nu-i, da, n-a venit din nou la mașină. O trecut pe lângă tine, nu te-a recunoscut? O trecut pe lângă mine, nu m-a recunoscut, o mers din nou la mașină fiind ud lioarcă. Au zis că își lasă cheile și telefonul să nu le piardă, să nu le strice. Am mers a doua oară, a stat cu mine. Deci a doua oară și-a dat seama că ești tu? Nu, a doua oară a stat cu mine, okay. A mers din nou la mașină și a zis că este un bărbat de vreo 30 de ani, îi mort, îi în iarbă și pe mine nu mă găsește.
Ok. Și pasul următor a fost, fratele tău l-a contactat pe el să aducă mașina în oraș, nu? Da. Dar după la spital atunci. Da, după a doua oară când a fost verișorul meu afară să mă caute, ploaia s-a oprit și a ieșit și fratele meu. Și așa m-a recunoscut că sunt eu, că Sebi, fratele meu, știa cum sunt îmbrăcat. Okay. Chiar dacă au zis că toate hainele mele erau verzi, toate erau de noroi, atunci știau că sunt eu, dar sunt grav. Okay. Fiindcă verișorul la a doua oară știa că e un bărbat de 30 ceva de ani, dar e mort, că aveam, așa cum am zis, creierii mi erau în afara capului. Ok. Da, apoi, asta voiam să zic, fratele meu era în centru, de atunci nu mai cred în întâmplări întâmplătoare, nu mai cred în coincidențe, cred în planul lui Dumnezeu, care e foarte bine stabilit. Un unchi, fratele mamei mele, a mers la magazin în centru, unde era și fratele meu care aștepta. Fratele meu i-a detaliat foarte, foarte repede accidentul, că eu sunt implicat în accident, și au hotărât să meargă la spital. Au ajuns înainte ambulanțelor. Iar smurdul, când a ajuns cu mine, șoferul de pe acel smurd se cunoștea cu unchiul meu și a zis că cel intubat, a fost o situație foarte gravă, a fost un haos foarte mare, cel intubat îi pe moarte și o să moară și e mai bine să moară în spital. Când au scos targa cu cel intubat, adică cu mine, din nou fratele meu mi-a recunoscut Adidas și i-a spus unchiul meu, el e Ovi. Fratele meu mi-a povestit că pur și simplu unchiul meu a căzut jos și a început să urle și să plângă. Mi-a zis că a sunat 3 persoane. A sunat păstorul, care este și neam cu noi. A sunat o mătușă, o soră de-a lor și l-a sunat pe taică meu. Tatăl meu era în drum spre Viena, fiindcă lucra în Austria în acea vreme. Și i-a zis doar să vină să pregătească mormântare, din câte am înțeles. Că am avut un accident grav și o să mor. Cine i-a spus asta? Unchiul meu. Da. Și ulterior am aflat și după spusele colegului de muncă al tatălui meu că a albit la față, a vorbit colegul tatălui meu, cu unchiul meu la telefon, s-au întors, erau trecuți de Budapesta sau atunci intrau în Budapesta, nu mai știu exact, s-au întors, pe când au ajuns ei la spital, eu încă eram în operație. Operația pe creier a durat peste 4 ore. Deci tu ai ajuns la smurt? Și ăștia te-au băgat direct în operație? Da, operație am ajuns în spital direct și m-au băgat la operație, da. Ok. Durata a fost destul de îndelungată, fiindcă aveam noroi, iarbă, oase sfărâmate și lentilele ochelarilor, că aveam ochelari și atunci, impregnate în creier. Ulterior mi-a zis medicul undeva la 3-4 luni după ce am ieșit din spital că aveam fragmente de oase, lentile, iarbă și noroi în creier, așa cum bagă el cu soția lui când merg la Lidl la cumpărături, cumpărăturile în plasă. Creierii mi-erau făcuți plăcintă și n-aveam nicio șansă de supraviețuire. După operație, medicul a ieșit și a zis că dacă eram într-o țară mai bine dezvoltată medical, America, Germania sau Belgia, eram operat la fel, m-a operat ca pe fratele lui. Operația a fost succes 100%, tot ce au văzut corp străin în cap și în creier, ei au scos. Dacă a rămas ceva, ei nu știu, dar tot ce au văzut, au scos. Șansă să le spun alor mei 0,0001, să le spună, au zis că i-ar minți. Au zis că n-am nicio șansă să supraviețuiesc, iar în decurs de 30 de minute, maxim o oră, și mi-au spus ai mei că le-a arătat ceasul, voi deceda. Și mi-au zis ai mei ulterior că ea, pur și simplu i-a trimis să pregătească mormântarea. Ok, deci chirurgul care ar trebui să aibă, care să fie cel mai specializat ca să dea opinie cu privire la situația asta medicală, au zis nu mai ai nicio șansă. Da. 0,00 omenește vorbind, cu toate că el și-a făcut treaba și operația a fost un succes între ghilimele și-a făcut, da, cât o ținut de el. Și eu mă întreb, acum văzându-te aici și tu fiind aici, și opinia chirurgului nu se, una cu alta nu se potrivesc. Deci așa medicul este, spunând asta, chirurgul, și tu fiind aici. Atunci să vedem puțin din punctul ăla. Cred că ai mai avut încă o operație, dacă nu mă înșel, nu?
Da, deci a fost asta pe creier de 4 ore. Da, și ulterior am avut operație, chiar înainte să ies din spital am avut operație la mână. Așa cum am zis, am băgat mâna din reflex, am văzut poate stâlpul la 1 metru, maxim 2 metri de mine. Degetul mic l-am avut fracturat în 12 locuri, cel inelar de la mâna dreaptă în 10 locuri. Îmi erau băgate oasele chiar până la încheietură, fiindcă am băgat mâna atunci în fața stâlpului când am văzut că stâlpul cade pe mine. Mi-au zis că dacă nu voi fi operat până la 7-a zi, o să trebuiască să-mi amputeze degetele și ăsta ar fi cel mai bun lucru și cel mai de dorit, decât să am degetele și să nu le pot folosi, să fie ca un fel de plastic doar. Să nu le pot mișca, să nu le pot folosi. Și am fost operat în a 16-a zi. Bun, deci firul evenimentelor a fost în felul următor. S-a întâmplat accidentul, a intrat în comă. Da. Sunt cuvinte foarte grele, dar e bine de știut ca să privitorii să înțeleagă un pic contextul. Experiența care omenește vorbind, nu există nicio soluție și, de fapt, tu ești aici întreg, slavă Domnului, căsătorit, după accident, IT-ist, inginer IT, etc. Deci, firul evenimentelor a fost accidentul, a intrat în comă. Cât ai fost în comă? 3 zile am fost în comă. 3 zile în comă. După aceea ai fost operat pe creier straight away, adică dus de smurd, operat pe creier. Da. Și după aceea, în același spital, ai fost operat și la mână. Da, în același spital. În același spital, deci te-a ținut în spital cât 17 zile? Da, zis? 17 zile în total. În a 16-a zi m-a operat la mână, adică la 9 zile după cele 7 zile care mi le-au dat, dacă nu sunt operat în 7 zile, trebuie amputate degetele. Ok, deci cum ar veni, a fost o operație și asta de urgență, probabil, nu sunt medic specialist, nu știu cum da, funcționează zis... lucrurile, dar probabil există o perioadă de recuperare după operația de creier. Da, așa mi-au zis, nu? Că trebuia să mi se recupereze creierii ca să pot să fiu operat din nou la mână, să pot să sufăr încă o anestezie. Oh, da, deci la mână ai avut ce fel de anestezie? Locală, totală? Locală la mână, locală. Dar nu puteam suferi din cauza problemei la creier, că am fost foarte, foarte grav. Uh-huh. Ok, deci a fost și operația asta, 17 zile în spital. După aceea, cum a fost curs evenimentelor? Ce s-o... După cele 17 zile, adică în a 17-a zi, trebuia să merg să fiu externat. Mi-au zis că îmi vor oferi o ambulanță până acasă și am refuzat politicos, fiindcă am zis, sunt sănătos, Dumnezeu a făcut o minune, pot să ies din spital pe picioarele mele. N-am nevoie nici măcar de scaun cu rotile până la ușa spitalului. Am ajuns de la etajul, cred că 4 sau 5, unde eram la neurochirurgie, am ajuns la parter, am ajuns la recepție și trebuia să ne luăm actele de externare. Când a trebuit să iau actele și să semnez pentru ele, am zis către părinții mei că eu semnez, e numele meu, până atunci tot ei semnau, că vedeam și în salon, fiindcă nu puteam, și am semnat cu mâna stângă. Fiindcă tu fiind dreptaci. Da, că dreapta îmi era, îmi era operată. Aveam deja tijele puse în mâna dreaptă și doamnele de la recepție au zis că este imposibil ca eu să semnez actele, e imposibil ca eu să fiu pe picioarele mele și să merg din spital pe picioarele mele. Și nu pentru că semnai cu mâna stângă, nu? De asta au zis că e imposibil? Nu, știau prin ce am trecut, știau gravitatea situației și știau că operația mea, chiar dacă după spusele medicului a fost un succes și nu aduc acuze medicilor sau medicinii sau spitalului, operația a fost un succes, eu trebuia să mor. Așa așteptau și ele ca eu să fiu mort, nici nu se așteptau ca cineva să mă ia acte de externare pe numele meu. Da, și apropo de asta, Ovidiu, ca să reluăm acolo, deci s-a terminat operația pe creier, medicul a spus părinților tăi sau da, cui? Părinților mei. Părinților tăi că operația a fost un succes, dar șanse de ca tu să rămâi în viață sau să nu mori, sunt de 0,000. Asta chirurgul a spus părinților tăi sau cui? Da, neurochirurgul a spus părinților mei, dar a spus că să dea un verdict de 0,000 și să adauge în 1 undeva ar fi o șansă prea mare și ar minți.
Adică nu am nicio șansă în 30 de minute maxim o oră și atunci le-a arătat ceasul, a zis că o să mor. Ok, eu nu vreau să mă pun în papucii părinților tăi, că cred că doar tu știi și poate ne povestești despre asta mai încolo. Da, sigur. Dar medicul dând vestea asta, ce s-a întâmplat de fapt? Ok, medicul a spus da, nu are șanse să trăiască, etc. Ce s-a întâmplat de fapt până la urmă de tu ești aici? Și care a fost reacția medicului, el dându-ți șansele astea, spunându-i părinților, când o văzut, de fapt, când s-a ajuns în a 17-a zi, când o trebuie să fii tu externat, chirurgul ăsta o știu de externarea ta, mă gândesc, da, și da, de progresul însănătoșirii, care a fost părerea, ce-o zis omul? După, așa cum am zis, o săptămână și vreo 3 zile nu mi-am deschis ochii în spital, fiindcă aveam ochelari și mi-erau foarte înflați ochii din cauza impactului cu, mă rog, stâlpul cu lentilele. După am început să mă mișc, în pat fiind, doar mă mișcam poate undeva la 5 cm, pot să zic, pe lateral, am și eu o filmare. Am început să-mi deschid ochii, am început să vorbesc, chiar dacă vorbeam foarte încet, și vorbeam cu medicul și chiar el mi-a spus: eu te-am operat ca și cum l-aș fi operat pe fratele meu. Eu te-am operat 100% operația succes, dar crede-mă că tu nu aveai șansă să trăiești. Există cineva sus care te iubește. Divinitatea a intervenit pentru tine. Bun, și doctorul ăsta era creștin? Nu era creștin evanghelic, să zic așa. Nu știu ce religie avea sau nu știu ce credință avea, dar nu era, cu siguranță nu era un creștin evanghelic. Bun, și nu e interesant ca chirurg fiind, și mă gândesc acum, nu specialist medical, dar mă gândesc că ca și rang chirurgii în disciplina asta medicală îs, adică nu oricine e chirurg și nu oricine operează pe creier. Bun, și atunci mă întreb, un chirurg fiind acolo, făcând cu mâna lui operația, etc., știind că nu sunt șanse, și totuși să aibă noțiunea asta de Dumnezeu și să spună: mă, tu nu trebuia să trăiești, omenește fiind, da. Asta nu e o opinie a unui third party. Asta e, de fapt, opinia științifică a medicului care te-a operat, da, a chirurgului. Da, care a fost implicat. Adică e una, da, să spună un om care n-are nicio legătură cu partea medicală și n-are, pur și simplu își dă o părere, o opinie, și alta să spună chirurgul care te-a operat și care știe toate detaliile, să spună: mă, aici e mâna lui Dumnezeu. Pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce am făcut, tu nu trebuia să fii în viață. Așa este, și chiar și cel ortoped, medicul ortoped, la final, după ce mi-a dat gipsul jos de pe mână, i-a mulțumit și a zis: nu mai mulțumiți mie, aveți cui mulțumi, și a făcut așa semn cu degetul spre cer. Și am insistat și am zis: oricum, vă mulțumim și dumneavoastră, chiar dacă Dumnezeu a intervenit, și știm că suntem conștienți că Dumnezeu a lucrat. Și a zis: da, așa este, aveți cui mulțumi, nu mai mulțumiți mie. Și pentru oamenii, mă gândesc, Ovidiu, care ne privesc acum, nu e interesant că oameni de știință, cum e un medic chirurg și iar celălalt ortoped, medic care operează, au noțiunea asta de Dumnezeu și știu că doar Dumnezeu poate... Uite, am trecut și eu prin operație, am fost în spital, operat, internat, etc. Și... am trecut și eu printr-o experiență din asta, deci am fost operat, după aia am fost internat vreo săptămână și medicul venea în fiecare zi să verifice stadiul, cum e recuperarea, etc. Și el mi-a zis: uite, eu te-am operat, dar cine face ca operația? Că, de exemplu, dacă ai o tăietură, ea fiind cu laser sau cu, iarăși, nu specialist, dar în principiu rana se vindecă prin procesul ăsta care l-a făcut Dumnezeu. Da. Așa e. Adică medicul taie sau coase sau etc. și după aia Dumnezeu intervine și face să se recupereze, să, da, se vindece. Fiecare celulă în parte. Fiecare celulă, fiecare moleculă, etc. Și atunci poate ar fi încurajator pentru cei care ne privesc, ca să știe că sunt oameni specialiști, chirurgi, etc., care recunosc puterea lui Dumnezeu în vindecare. Că și noi ca și creștini, de multe ori ne pune sub semnul întrebării: mă, oare Dumnezeu poate vindeca?
Oare mă, dacă mă rog, e voia lui Dumnezeu, are putere să mă vindece? Ne punem, avem dubii. Și uite, avem aici exemplu viu înaintea noastră și chirurgul și medici care operează și spun, domnule, mâna lui Dumnezeu. Eu am făcut, dar Dumnezeu vindecă. Așa este. Oarecum ei acceptă și sunt conștienți că Dumnezeu completează lucrarea lor. Adică ar fi prea mult să zic că Dumnezeu pune cireasa pe tort. Cred că Dumnezeu pune mai mult decât doar cireasa de pe tort. Da, păi și eu aș folosi asta, ilustrația asta, că Dumnezeu e și tortul, și baza tortului, exact. Frișca și totul. Bun, nu mai avem mult timp și aș vrea ca să acoperim toată experiența asta. Deci dacă putem, mai avem încă vreo 4 minute, dacă putem puțin, deci am ajuns în stadiu, ai fost extern în a 17-a zi, a fost chirurgul care te opera pe creier, care a recunoscut puterea lui Dumnezeu în asta, medicul care te-a operat, ortopedul, da, care a recunoscut lucrul ăsta și cei de la recepție de la spital la fel, așa e? Da. Bun, după aia, dacă poți să-mi spui în scurte cuvinte, părinții tăi, cum au reacționat la vindecarea ta? Sau care a fost opinia lor? Sau s-au așteptat, nu s-au așteptat ca Dumnezeu să intervină, să vindece? Da, chiar l-am întrebat pe tatăl meu ce s-a rugat, că eram conștient că se roagă. De fapt, eram conștient că s-a rugat când s-a albit de la fază și a lăsat telefonul colegului său. Mi-a zis că m-am rugat doar atât. Doamne, ține-l în viață până ajung la el, ca să pun mâna pe el să mă pot ruga. Și am zis, doar atât? Oarecum aveam așteptări să fac o rugăciune, nu știu, tot drumul. Să se roage 3 ore cât au făcut ei din Budapesta până în Oradea, să se roage în continuu, că să nu moară băiatul. Uh-huh. Și mi-a zis că doar atât s-a rugat și a avut credință că Dumnezeu o să lucreze și o să-L asculte. Am ieșit din operație și mi-a zis că m-a văzut, a pus mâna pe mine și s-a rugat și pentru celule și pentru organism și pentru fiecare organ în parte, ca Dumnezeu să intervină. Și oarecum era conștient și încerca să-i explice și mamei mele, să o facă conștientă că Dumnezeu există cu adevărat și în momentul în care Dumnezeu așteaptă credință din partea lor. Uite, mă bucur că ai spus asta și pentru mine e încurajator. Unu, la mână, Dumnezeu ascultă rugăciunea părinților pentru copiilor, Dumnezeu intervine. Și tatăl tău a fost o încurajare pentru mama ta, ci alt lucru și poate tu aflând după aceea de lucrurile astea, e o mare încurajare și uite ce mare lucru să ai părinți credincioși care au credință că, da, Dumnezeu poate, mă rog să se facă voia lui și Dumnezeu, dacă vrea, intervine. Și dacă ar fi să rămânem cu ceva, dragilor, în urma acestei emisiuni, este că Dumnezeu încă vindecă, Dumnezeu ascultă rugăciunile pentru vindecare și voia Lui îi ca noi să fim copiii Lui, ne iubește și vrea tot ce mai bun pentru noi. O să ne oprim aici cu acest episod, dar vom continua cu partea a doua acestui episod și vom vorbi de experiențele ulterioare acestei situații prin care ai trecut. Așa că vă așteptăm pe toți cu drag la următorul episod. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă invităm din nou să ne urmăriți pe canalele media ale Bisericii Betania Dublin. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.